Transpirația la plante. Resurse educaționale pentru clasa 6-a. Principalul proces de excreție la plante este transpirația. Transpirația se realizează cu precădere la nivelul frunzelor și reprezintă procesul de eliminare a apei sub formă de vapori. Stomatele sunt componentele la nivelul cărora se realizează procesul de transpirație, dar ele sunt implicate și în schimburile de gaze respiratorii. Stomatele le regăsim cu precădere la nivelul frunzelor. Factorii externi care influențează transpirația sunt temperatura ridicată, umiditatea ridicată a solului, lumina și vântul. Factorii interni care influențează transpirația sunt reprezentați de suprafața frunzelor și densitatea stomatelor. În condițiile unui sol suprasaturat cu apă și a unui aer umed și cald, se poate observa fenomenul de gutație, când plantele elimină picături de apă. Gutația se remarcă în special în sere sau, în natură, în nopțile calde și umede de vară. Vă propun realizarea unui experiment simplu. Luați un ghiveci cu o plantă. Aveți nevoie și de folie de aluminiu, o puncă de plastic sau un clopot de sticlă. Acoperiți solul ghiveciului cu folia de aluminiu, pentru a împiedica astfel evaporarea apei. Acoperiți planta cu punga de plastic sau, dacă aveți la dispoziție, cu un clopot de sticlă și așezați-l la lumină. Observați picăturile de apă de pe punga de plastic sau de pe pereții clopotului de sticlă. Ce concluzii puteți să trageți de aici? Spor la lucru!